ziua, bine ați venit la ședința ordinară din 29.05.2023. Vom da citire ordinei de zi, proiectele. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concediilor legale anuale ale primarului și viceprimarului Comunei Gura Voiei pe anul 2023, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Comuna Gura Voiei, județul Bacău, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Gura Voiei la finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și al indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, extindere rețea de apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, Comuna Gura Voiei, județul Bacău, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții suplimentare, branșamente gratuite în cadrul proiectului alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinată, Motocești, Dumbrava și Capăta, Comuna Gura Voiei, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin atribuire directă a unor fășuni comunale aparținând domeniului privat al Comunei Gura Voiei, ca urmare a rezilierii unor contracte, inițiator primar Tinei Silviu. Ordinea de zi se suplimentează cu încă 4 proiecte, voi da citire. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic zona Huz pentru obiectivul central electrică Eoliană Onești de 85 MW și raport la stația electrică Borzești amplasată în municipiul Onești și comunele Gura Voiei și Helegiu, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Gura Voiei cu județul Bacău în vederea finanțării proiectului alimentare cu apa a localităților Temelia, Păltinată, Motocești, Dumbrava și Capăta, Comuna Gura Voiei, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare și acceptarea sponsorizării din partea Asociației din Drag și Dor pentru Comunitate ADDPC, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea hotărârilor numărul 43 din 24.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 3.200.000 de lei pentru realizarea investiției modernizare strada Pătrășcani în Comuna Gura Voiei, județul Bacău, inițiator primar Silviu Tinei. Și cam atât. Diverse. Înainte, și diverse. Înainte de a trece la dezbaterea propunerii, aș vrea să supunem la vot proiectele pe luna, procedurile verbale pe luna aprilie. Cine este pentru? Supun la vot ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Începem proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea concediilor legale anuale ale primarului și viceprimarului Comunei Gura Voiei pentru anul 2023. Inițiator primar Tinei Silviu. Avizează toate comisiile. Dar este vorba de concediul la prezent al 2023, al 2023, al 2023. Trebuie. Cred că ați amândoi odat. Cred că am amândoi odat. Cred că ați văzut aici și dispoziția pe care de pe 12 iunie. Deci, da. Dacă stai multe concedii, mai faci un băiat. Nu. Vreau să fac o pată, vreau să fac. Dacă vreau să se supun la vot, dacă mai sunt alte... Să puneți la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Comuna Gura Voiei, județul Bacău. Domnule Vicitru. Da, este vorba despre o adresă prin care trebuie să... facem un regulament privind deșeurile din construcții. Acest regulament trebuie trecut prin Consiliul Local. Are cineva? La Mătăcești? Nu. Până la definitivarea. Până la definitivarea proiectului, nu trebuie să facem un regulament. Se supune la vot? Cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Gura Voiei la finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. Inițiator, primar.
Pentru numărul 3 s-a lăsat cu tipul de zi. Dar nu spune eu a fost. Cu când a fost în extraordinară, da. Nici n-a pe document. Domnul viceprimar? Da, este vorba de contribuția pe care o dăm anual. Care o dăm anual. Consiliul Județean și municipii, oraș și comun. În fiecare an o aprobăm. Se înscrie cineva la... Aia de rost. Ok, atunci spunem la vot proiectul. Cine este pentru? N-a nimic așa. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și al indicatorilor tehnico-economice al obiectivului de investiții, extindere rețea de apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Umbrava, cum inauguratorii județul Bacău, inițiator primar Tinei Silviu, domnul viceprimar. Da, este vorba despre acea extindere în satele Umbrava și Temelia, acolo unde nu este conductă. Păi n-a fost proiectul. Păi nu a fost proiectul. Păi n-a fost proiectul. Și a venit devizul. Și trebuie să aprobăm devizul. Da. E clar. Când mai așteptăm? O să știe. Aprobăm devizul. Se mai scrie, se spune la vot? Da. Cine este pentru? Poate să termină. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții suplimentare, branșamente gratuite în cadrul proiectului elementare cu apă a localităților Temelia, Păltinată, Motocești, Umbrava și Capăta, cum inaugurat pe județul Bacău, inițiator primar Tinei Silviu. Da, este vorba de o suplimentare de 100 de branșamente, cu prioritate sat Păltinată. Unde nu ajung branșamente. Acolo sunt sfăcutitoare? Dar s-a discutat asta și da, s-a mai discutat. Branșamentele care nu au fost prinse în proiect. Dar nu au fost prinse în proiect. Deci au fost mai mulți solicitanți, deci sunt mai mulți solicitanți. Adică era pe proiect. Au fost 465 solicitanți, 0600 și... Ne-am gândit pe partea cu coordonata, pentru că coordonata nu are niciun branșament făcut deocamdată cu cot. Și atunci am zis să mergem coordonata. Pe care era niciun? Ei, tot fi bine totuși să te abții. Deci, nu a fost branșat din aia 465, nu este niciun branșament. Nu că n-a avut Păltinata. A avut toate 5 sate. Dar Păltinata, datorită cererilor pe celelalte 4 sate, nu s-a ajuns. Și atunci, normal, am zis, haide să începem și cu Păltinata, nu? Deci prioritatea o să aibă satul Păltinat, dacă tot fi, că asta e. Sunt 60. Există cereri de la oameni sau de soluții? Dacă sunt 600, sunt 600. E o diferență de 100 și ceva de Brașoveni. Supunem la proiectul, cine este pentru? Trebuie completate toate satele. Da, oricum. Dar să nu-ți pătească... Proiectul de hotărâre numărul 7, privind aprobarea închirierii prin atribuire direct a unor pășuni comunale aparținând domeniului privat al Comunei Gurabăi, ca urmare a rezilierii unor contracte. Inițiator primar Tinei Silviu, domnul... Aici avem și un amendament din partea grupului consilierilor PSD. Un amendament la acest. După articolul 2.2 se introduce un articol 2.3, ceva... avea un motor cuprins. În derogare de la prevederile articolului 32, punctul 35 din anexa 1 a HCL numărul 31 de 30 martie 2022, privind aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunilor de proprietate privată ale Comunei Gurabăi, conform OEG numărul 34-2013. Sunt acceptate cerere oricăror fermieri care fac dovadă că au domiciliul reședința în Comuna Gurabăi și au animale înscrise în Registrul Agricol al Primăriei Gurabăi. Supuneți la vot cu tocul amendament. Vorba de pășunile care au rămas ne... Deci s-au reziliat contractele și au rămas ne... Și atunci, decât să pierdem bani și așa, le dăm și pe alea, n-are rost. Amendamentul prevede să aibă... Exact. Întâietate și cei din comunitate respectivă. Din comunitate, dar... Deci, s-au și animale și... Eram un pic mai cu 6 luni. Ăsta l-am sărit pe alea 6 luni. La asta face referire. Supunem la vot proiectul? Cine este pe trecem la suplimentare de zi, primul proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal, CUZ, pentru obiectivul central electrică eoliană Onești,
de 85 MW și raport de la stația electrică Borzești, amplasată în municipiul Onești și comunele Gura Băiei și Hrăgiu, inițiator primar. Silvitine, domnul? Este vorba de planul urbanistic zonal pentru eoliene, la care noi ne-am dat, adică n-am să vi-ați dat avizul de principiu. Acum o aprobăm puzul în sine ca să poată să-i dea drumul la Consiliul Județean, să vizeze Consiliul Județean și pe urmă să apuce din treabă. Proiect, autorizație. Se scrie cineva la... Se putea să treci la vot? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Gura Băiei cu județul Bacău în vederea cofinanțării proiectului alimentare cu apă al localităților Temelia, Păltenata, Motocești și Dumbrava și Capăta, Comuna Gura Băiei, județul Bacău, inițiator primar Sibitinei. Da, este vorba de acea asociere de acolo, am înțeles, în Consiliul Județean la alimentarea cu apă de 22. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare și acceptare sponsorizării din partea asociației din Drag și Dor pentru comunitatea de PC, inițiator primar Silvitinei. Da, este vorba despre panourile care sunt în primărie, s-a greșit, inițial s-a greșit suma și s-a revenit. L-am mai aprobat într-o hotărâre anterioară, suma a fost greșită, a revenit și... Ca să... Bine, că nu are efect asupra noastră. Nu are efect asupra noastră. Sponsorizare, dar trebuie să-i... Să picăm, da, să picăm pe contractul suma lor. Supunem la vot? Cine este pentru? Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea hotărârii numărul 43 din 24.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 3.200.000 de lei pentru realizarea investiției modernizare strada Pătrășcani în Comuna Gura Băiei, județul Bacău, inițiator primar Sebutinei. Deci e vorba de... La ce, da. Era ceva de tușuri. La CEC, știți cum, noi ca în public, ei au o anumită... un anumit sistem de lucru și cere o grămadă de hârtii. Printre și înnoirea contractului cu garantare și trebuie trecute prin Consiliu, că vor hotărâre de Consiliu. Deci nu se duce suma sus sau jos, nu are nicio legătură cu suma. Trebuie să-și completeze dosarul pentru un punct. Nu mai întoarce o dată. Nu mai întoarce mai, dă mă hotărâre. Cam asta despre așa. Poate nu face Dacă e vorba de garantare, cine garantează? Primăria, Consiliul Local? Consiliul Local nu are buget. Primăria. Dar consiliere au buget. Nu se specifică nimeni. Cui ia gândul dacă nu dă bani înapoi? Cui ia gândul dacă nu dă bani înapoi? Dar o lua cineva de tot. Când s-a făcut de acele drumuri, 3,7 km. Tot o dată dura. Da. Tu mai ai văzut s-o schimbat. Salte hârtii, au fost pe beton, acum sunt pe asfalt. Se schimbă tot, se ia din nou. Eu întreb când se întâmplă, cum se face. Dar tu mai ai văzut, n-ai auzit. Deci au fost să facă cu bitum, nu cu beton, nu se mai face. Face cu asfalt. Ei, da? De la când, nu cu ce după. Nu când, nu aștept. Când o să fie până,